Da. Slăbuț. Aș putea să zic. Salutare și bine ai venit la Coasta de Est, cel mai tare show cu mașini din toată Colentina. Bine, din partea asta, Colentinei, că mai filmează niște băieți două străzi mai încolo. Referitor la proiectul Mitsu, care este aproape gata și iese blană, cei de la Superbe ne-au contactat și ne-au zis așa: vreți să vă trimitem mașina, fosta mașina lui Mikey H, să o faceți blană? Și am zis, bă, o șanfoneză, are potențial, mașina e destul de stoc cum arată. Era imposibil să refuzăm și am zis, da, hai că o facem. Mașina iese atât de bine, este atât de tare, încât oamenii au zis, bă, hai să mai facem niște mașini. Ok. Și ne-au întrebat, ce mașini ați vrea să faceți? Veniți și voi cu niște idei. Și ne-am gândit, am zis, bă, poate ar fi tare un TT, prima generație. Și cei de la Superbet au zis, ok, hai că vă trimitem un TT. Și a venit TT-ul. E... A venit și fizicul. A venit și motul. Ideea e că mi s-a părut super tare faza, că am avut ocazia să alegem lucrarea asta, pentru că aveam și niște idei legate de TT-ul ăsta. Și, adică, e, sincer, pentru noi e ca un vis devenit realitate, că am zis, bă, hai să facem un TT, super blană. Bum, a venit TT-ul. Până una alta, eu zic să facem să intre mașina asta pe elevator, e ok? Să ne uităm un picuț la ea și să ne facem un plan. Ce zici tu? Facem? Ia vezi, dragul, să vin în lucrare. Ups, ups, uite, ups. UPS, da, coletul, am venit coletul. Mi-am văzut, mă, un motor cu 4 pistoane, cu 5 valve. Doar 5, atât? Da. Astea sunt toate? Păi are câte o valvă, are câte o valvă pe fiecare piston și mai are încă una în admisie care face atât. De rezervă aia. Gata? Da! Da! Aproximativ, da. A, e mai bun. Are turbina mai bună atât. A, da? Are ca 03S. Se dezvoltă 180 de cai. Și a mea are ca 03 și stock dezvoltă 150. Dar în mare sunt identice. Se diferă foarte puține chestii. Zi de rău, zi de rău. Vreau, vreau, vreau. De rău, a? Bine, răzbăt și eu, dar vreau... Mai încep. Aici mai trebuie o bucată de plastic, ca asta, așa. Mhm. Care să stea. Da. Doi acolo. Da. Văd că aici întinzătorul ăsta cam ruginit. A capitulat? Da. Okay. Trebuie văzut aici. Bine văzut. Schimbat. Cu accesorii, frumos. Tamponul motorului la zero. Bănuiesc că toate sunt la fel. Se resetează. Da, ăsta nu are culoarea corectă. De modelul Safari. Ăsta nu are culoarea corectă. Ulei pe aici, destul de mult. Da, stai tu, ce ziceai, de vas sau de antigel? De vas. Ah, antigelul e corect? Știu că nu e corect, că face presiune. Da. E cam, are o culoare de gaze, așa. Deci, cred că e rău. Rulmenton? Da. Dai mai tare un pic. Ia camera un pic de aici, ca să poți să-l învârți, după aia vii. Asta nu se aude. Nu e de plăcuță. Da. Slăbuț. Aș putea să zic.
Răieturile. Curățel, da. Cred că am prea curățel, cred că a fost schimbat. La câți ani are mașina, Bonescu? Da. Nu cred că ține el atât. Opa. Le pipi? Da. Le pipi... De la senzorul de temperatură. Aha. De acolo cade tot. E uduț. Bine, da. Poate și pe aici. Da, bine, oricum aici cred că o să fac o combinație completă așa. Ce avem un furtun, dar nu știu de ce. Strupitor de fară, da. Care să reducțion. E triere, la. Trebuie să niște biele de antiroliu. O evacuare. Nu știu, pe voți. Bileta asta e schimbat? Și asta nu? Bun. Pierd niște ulei pe la simeringurile de la cutie. De la planetare. Turbina e curată, în schimb. Da. Vin niște ulei de sus. De la capac, se prelinge peste tot pe aici. Aha, vine și pun foarte asta pe aici. Și niște antigel pe aici, pe la niște furtunuri, pe la termoflot. Normal, Filipe. Se sară termoflotul din schemă. Da. Slăbuțe ecuațiile momentan pe aici. Aha, acolo e rupt? Da. E bine. Ar trebui și alea făcute. Ok, evacuare e bună, Dani? Da, e bună de aruncat. Amortizoarele spate au început să scurgă un pic. Puntă spate simplă, frumos, fără probleme, fără să-ți bați capul. Deci, treaba asta în felul următor. Am văzut mai multe pierderi de ulei pe aici. Mm-hmm. Și pe la capac, și pe dedesubt, pe la niște simeringuri, pe la planetare, pe la... Bine, în fine, oricum, e normal că mașina are... O vârstă. 210.000 am zis că are vârsta. Vârsta 210.000, am înțeles. Păi ce are? Și are vreo... 21 de ani. Vreo 21 de kilometri. Da. Păi dacă ai zis că vârsta e 210.000... Bă, dar n-ai zice că arată mașina de 21 de ani. Da. Da. Ceva de genul. E o mașină trecută prin viață. Am fost la multe majorate. Da. Ideea e că cea mai avantajoasă direcție pe care am putea să o abordăm ar fi să... Da, să hap, am văzut cu coada ochiului în semn. Știi ei. Să scoatem piesa asta? Da, să scoatem toată piesa asta de aici. Având în vedere că mașina e destul de veche, are ceva ani în urmă, plus kilometri. Nu sunt niște motoare care mănâncă ulei, dar având în vedere că e veche, 100% simeringurile de țipapă sunt îmbătrânite. 100% segmenții sunt încărcați și poate chiar și un pic aliniați și e posibil să mănânci un pic de ulei, mai ales că noi nu avem istoric exact al mașinii. Deci recomand segmentare, chiuloasa făcută, simeringuri de țipapă plus verificată la tot ce trebuie. Vedem cum arată și cămașile, cu toate că știu că nu au probleme pe ele, dar dacă tot e desfăcut acolo tot. Toate garniturile posibile. Tot ce se poate parte de garnituri. Și un mic update estetic. Da, clar. Partea de exterior și așa, aici nu mai știu, nu mai bag. Eu zic aici. Tu zici de piesa asta. Da. Și plus, suspensii, frâne și ce mai avem de făcut. Că bucșera e cam îmbătrânită toată. O biletă pe dreapta e schimbată pe stânga, nu? De asta. De ale noastre. De buget. Da. Deci sunt câteva chestii de făcut și pe partea de suspensie. Păi și motorul o să fie gata în 3, Da. Și acum punem o poză. Nu-i clipul ăla? Nu. Ai greșit clip. Da. Mamă, și pasul arată bine. Da, am zis și de ăla că nu mai e la culoarea lui și... Nu mai e la nimic al lui. Da. Or să fie niște chestii, clar. Mașina clar nu va mai arăta așa.
Unde mergem, Dragoș? Vedem cu un Audi, corect. Vedem cu sursa. A, mai mică. Stai cu minte, mânzule. Trebuie să nu pui capul în ușă. Nu știu cum mai spate, că stai. Încă pe cineva și în spate aici? Maxim, maxim un cățel și ăla gâfâie. Un pug de la aici. S-line. Altceva atât. Zor, nu e ceva pe la evacuare? Și ești pretențios. Bine, cum merg astea? Cum să nu merg, mai Audi e premium. Oglinzile văd că sunt foarte mici, dar sunt aproape. Sunt mici, dar da, sunt apropiate și sunt ok, că nici mașina nu e mare. Da, și asta. Opa! Pare atât de stabilă. Toate că e joasă și mică. O să se rezolve, probabil. Și mi se pare că trage rău stânga. Ia. Și troncă-ne ceva. Amortizoare ceva. A, flanșele, mi-am adus aminte. Putere cât ar trebui să aibă? 180? 180, da. Probabil că mai are 140. Are, dar vezi că intră turbina târziu la ele. Adică nu o să tragă niciodată de jos. Opa, cam... Cam ambreiajul, cam nu... Cam nu lucrează cum ar trebui. Și bine, se aude la 3000. La 3000 se aude bine. M-a băgat un pic în scaun. Ți-a în sus, trage. Benzină. Aolo. E ok că intră bine în trepte. Asta e un plus, nu trebuie să mai umbli la cutie. Da, bine, oricum nu sunt atât de problematici. Mașină mică, motor sub 2 litri, puternică. Da. Merge de mașină de oraș? Nu. Din cauza? Becul ăsta ți-a prins acum. Am înțeles. Ea oarecum până la 2000 jumate, așa, e oarecum aspirată. E, după aia începe și-și face treaba variatorul ăla din spate cu lanțul, cu alea. Și o să țină supapele mai mult deschise și atunci începe și mănâncă mai mult. Ulei sau? Bă, ulei, vezi că nu sunt problematice ele ca și motoare, doar că, na, e vârsta care... Aha. Păi și care, astea mai noi? 2.0, astea noi sunt mai... Prima generație de EA888. Adică, începând de la V7 în sus, de la Audi V7 în sus, da. Adică 2006. Deja de acolo s-a stricat treaba. Și se termină în 2014. De ce viteză 2006-2014? Da. Adică fix alea care sunt cele mai accesibile ca bani. Da, ideea e că în momentul în care îți iei o din aia, o benzină, în anii aia trebuie să te aștepți că o să bagi un mic kit de pistoane cu segmenti ca să nu mai consumi ulei. Că există. Există reparații. Se poate să o faci să nu mai mănânce. Doar că la o mașină, nu știu, de 2000-3000 de euro cât costă, gen un V7 ceva, să-i bagi un kit de pistoane să nu mai mănânce ulei care costă 2000 de euro, nu știu dacă se merită atât de tare. Decât dacă vrei să ți-o, nu știu, te atrage atât de tare mașina și vrei tu să o faci țiplan. E, o faci proiect. Da. Sunt motoare care rezistă și duc mult. Aia e bine. Ai scoate cap.
facem încheierea sau... Bă, dacă închideți acum ușa, e grav. Bă, ar merge un drum de Viena aici în spate. Nu? Da. Întoarce după geamul ca să poți să respiri? Da. A, bă, dar știi ceva? Cred că piesa asta e în plus aici. Păi vezi? Bă, deci am un milion de idei cu mașina asta. Cu interiorul, cu motorul, cu jantele. Da, cred că ar fi... Bă, nu dai un pic mai jos? Încă un pic? Așa. Ne-ar ajuta super mult să veniți și voi cu o grămadă de idei, pentru că am vrea să facem împreună mașina asta. De asta mi s-a părut și super tare proiectul, după cum v-am zis și la început, că am ales mașina asta. Scrieți jos în comentarii, dați-ne niște idei de jante, dați-ne o idee de suspensie. Ce idei ne mai trebuie să dați? O idee de volan? Volan, poate scaune. Scaune, trebuie să punem niște scaune sport în mașina asta. În câteva episoade, mașina asta trebuie să arate complet diferit din toate punctele de vedere, interior, exterior, motor, bla bla bla. Dacă vrei să fii la curent cu tot procesul de transformare, trebuie să ne urmărești și pe noi, și pe cei de la Superbed România, pe toate rețelele de socializare le aveți aici și timpul e scurt. Și trebuie deja să ne orientăm, să căutăm și un... Așa că eu zic să scrieți repede jos în comentarii și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!